Sute de oameni care au venit la festivalul cireșelor de la Cireșoaia s-au bucurat de fructe proaspete și dulci. Am venit la sărbătoarea cireșelor. Frumos, o zonă frumoasă. De cireșe ce părere aveți? Sunt foarte delicioase, multe soiuri. Cum vi se pare aici? Foarte frumos. E prima dată când veniți? Prima dată. Și vă plac cireșele? Da, cum să nu? Normal că îmi plac, sigur că da. Ați auzit de cireșele la Cireșoaia? Da, 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 am auzit, acum am venit să văd cum e aici. Și e frumos, e plăcut. Deși recolta a fost mai puțin bogată ca anul trecut, producătorii sunt mulțumiți. Ei spun că mare parte din producția de cireșe va pleca spre Rusia. Bine ca anul trecut? Nu făcut așa, atâta ca anul trecut. De-aia sunt mai scumpe. Mai scumpe. Că vine rusii și cumpără aici și dăm la el, dacă scumpe, la noi, nu? Cât le vindeți? 8 lei. Și se merită să stați aici toată ziua? Da, când n-a terminat. Dacă nu le vindeți, ce faceți cu ele? Mănâncă tot. Festivalul cireșelor a fost organizat pentru prima dată în anul 1893. În perioada comunismului, tradiția a fost întreruptă, dar a fost reluată în urmă cu 10 ani.